Salutare, dragilor! Bine v-am găsit! Suntem aici la Monden. Vă spun că am așteptat cu nerăbdare ziua aceasta. Mi-am făcut bagajul, am terminat tura la radio, mi-am luat colegul, cameraman și am urcat în mașină. Astăzi vă invit din nou pe drum să vă povestesc lucruri interesante, să ajungem într-un loc cu poveste frumoasă, cu oameni frumoși, un loc cu adevărat magic. Vom ajunge la marginea județului Buzău, la poalele Penteleului, un loc în care peisajul ne va fura mintea, ne va fura sufletul, ne va încânta ochii. Astăzi vom vedea lucruri frumoase, vom vedea cum au ales anumiți români să trăiască autentic, departe de aglomerația urbană, departe de străzile prăfuite, de traficul care, nu-i așa, de cele mai multe ori ne stresează la maximum. Astăzi vom călători împreună, vom vedea lucruri frumoase, așa că vă invit să rămâneți aici la Monden, pentru că nu o să vă pară rău. Suntem pe DN10, iar destinația noastră de astăzi este Varlaam, un loc de pe plaiuri buzoiene care încă nu este foarte tocit de bocancii turiștilor. Asta este un loc care vă va plăcea, vă va încânta peste putere. Ei bine, pe DN10 ne vor lua privirile așa, numeroase locuri care merită, de ce nu, măcar fotografiate, dacă nu făcut lângă ele un mic popas, pentru a afla care este povestea și istoria lor. Așa este și aici la Măgura, așa că iată ce loc frumos vă arăt în minutele următoare. Suntem pe DN10, în periplul nostru de astăzi de aici, de la Monden. Am făcut o primă oprire, iar monumentul din spatele meu este un monument istoric care este ridicat aici în urmă cu câțiva zeci de ani în cinstea lui Mihai Viteazu. Este un loc pe care l-a călcat și domnitorul împreună cu ostașii săi. Aici a pus un cort în momentul în care se îndrepta către Ardeal. El a fost ridicat cu zeci de ani în urmă pentru a cinsti cei 375 de ani trecuți de la acel moment. Văzând panorama aceasta superbă asupra Văii Buzăului, nu este absolut deloc greu de înțeles de ce Mihai Viteazu a ales locul ăsta de aici, de la ieșire din Măgura. Oprirea a fost aici pe DN10, la ieșire din Măgura, la fântâna lui Mihai Viteazu. V-am spus povestea. Este timpul să continuăm acest traseu. Este drumul care leagă Buzăul de Brașov, însă poate avea numeroase opriri, pentru că zona este foarte frumoasă. Astăzi noi, până la Varlaam, în destinația noastră finală, vom parcurge cam 80 de kilometri pe un drum sinuos, dar extrem de frumos. După Măgura, ați putea face oprire și la Hergelia de la Cizlău, pentru că acolo vă așteaptă, într-adevăr, foarte multe splendori. Dacă sunteți iubitori de animale și mai de cu seamă de cai, trebuie să faceți un mic popas și la Hergelie. Așa că rămâneți la Monden, vă arătăm astăzi locuri frumoase și abia aștept să ajungem la Varlaam, un loc care încă poate nu a fost văzut de foarte mulți dintre noi, dar care veți vedea că merită. Ajungem la Varlaam, unde tradiția și modernul fac casă bună. Suntem la confluența a două râuri, Bâsca Mare și Bâsca Mică. Amândouă se întâlnesc la stânca lui Nichita Blidaru. Denumirea localității vine de la mitropolitul Varlaam, care a fost surghiunit într-un loc aflat între actualul Varlaam și unele sate din județul Vrancea. Aici, mersul la stână este un ritual. În luna aceasta se adună oile în mai multe turme și pleacă la munte, la 10-30 de kilometri distanță spre Covasna sau Vrancea.
Din oieriți au ivit anumite sărbători la Varlaam, cum ar fi cea din luna mai, înțărcatul mieilor, dar și de la Sfântul Dumitru, răvășitul oilor. Cu aceste minuni în ochii noștri ne continuăm drumul. Avem de ajuns în punctul Gura Milii, iar din Varlaam facem stânga, lăsând Bâsca Mare și învolburată în dreapta noastră. Sunt 5 km de drum forestier, versanții abrupți ne fură privirea, iar liniștea, pădurea și apa învolburată ne separă de stresul urban. Suntem foarte aproape de ferma de sub Penteleu. Și doar pentru ce am văzut până aici, cele 2 ore de mers cu mașina au meritat. Suntem în Gura Milii, în Varlaam, la limita județului Buzău. Am ajuns la ferma de sub Penteleu, iar acest pod pe care îl vedeți, cu lemnul care îmi va scârții sub picioare, este cel care face legătura dintre civilizație și colțul ăla de rai de dincolo. Haideți cu mine! Miroase aer curat, gălăgia e dată doar de sunetul frunzelor în bătaia vântului și de bucuria animalelor domestice de a alerga prin bătătură. Aici plutește fericirea în aer, aici parcă n-ai griji. Alex ne poartă prin ograda sa cu bucuria gazdei de a fi realizat atât de multe și de a împărtăși asta cu oameni care iubesc natura și tot ce oferă ea. La poalele Penteleului, pe Valea Bâșcii Mari, crește animale, cultivă pământul, îngrijește livezi cum o făceau străbunii, curat, cu dragoste și respect față de natură. Aici nu e urmă de chimie. Așa cum e omul la țară, niciodată nu stă locului. Alex ne poartă pe fiecare cărare, a bătătorit-o pe fiecare în parte, de mii de ori. Supervizează fiecare părticică din ferma sa, are ajutoare, fiecare știe ce are de făcut, dar vrea să le știe rostul la toate. Se plantează cartofii și căpșunile și ne arată cu mândrie. Cu dăruire, într-o curățenie de plină, alături de echipă, aici se pregătesc și brânzeturi și cărnuri. Toată hrana e legată de natură. În unii ani, beciul se umple de mere. În alții, doar de pere. În unele primăveri, sunt urzici din plin, la fel și păpădie. În altele, numai muguri de brad și sevă de mesteacăn. Nu se face nimic din ceea ce ar îndepărta ferma de cursul firesc al lucrurilor.
populată cu o mulțime de animale, de la capre, oi, vaci, iepuri, până la gâște, găini. Ferma de sub Penteleu ne oferă o bucurie a timpului petrecut printre aceste animale. Copiii adoră să le hrănească, se bucură să le țină în brațe. Ne aducem aminte aici de vacanțele petrecute la bunici, în vremuri în care totul era un pic mai simplu. Spre seară, după 18, vin caprele de la păscut. Se pregătește mulsul, care este un adevărat spectacol pentru cei ajunși în fermă. Alex se mândrește cu noua achiziție, o casă maramureșeană autentică, pe care o recondiționează. Oameni din Varlam pricepuți îi dau sfaturi. Casa maramureșeană reprezintă un stil de construcție al caselor din nordul țării noastre, un ținut al dacilor liberi. Felul de a construi s-a păstrat de secole și este caracteristic dacilor pentru realizarea caselor de munte din zonele de nord. Gospodăria Moroșanului mai are și alte construcții anexe pe lângă casă. Grajdul cu șură, care adăpostește animalele, și fânul pentru ele, uneltele și sculele cu care își lucrează pământul. Așa va fi și aici. Când aceasta va fi gata, va servi drept adăpost pentru o familie de turiști dornici de autenticitate. Muzica bună se mai aude prin o gradă. Nicu, Alifantis, Tudor Gheorghe sau John Lennon sunt printre preferații lor. Alex este buzoian, iar Vali este tulceancă. Au gusturi însă asemănătoare, chiar și când vine vorba de muzică. Discurile de vinil, preferatele lor, sunt așezate la loc de cinste. În timpurile acestea încercăm cât mai mult să ne complicăm noi înșine viața, însă cred că există câteodată momente când ar trebui să redevenim ce am fost odată. Oameni simpli, fără multe griji și poate de cele mai multe ori să ne regăsim în locuri care să ne ajute să ne relaxăm, să ne regăsim pe noi înșine și de ce nu să ne încărcăm bateriile. Astăzi un adevărat colț de rai aici la Poalele Penteleului, la ferma de sub Penteleu. Alex, mulțumesc tare mult că m-ai acceptat să venim și noi aici la tine, în locul ăsta care este absolut remarcabil. Cred că mai bine de un ceas am bătut picioarele așa alături de tine prin fermă și nu m-am plictisit și nici n-am obosit. Bine ați venit, cu mare plăcere. Apropo de o oră prin fermă, anul trecut am avut o familie care prima rezervare 10 zile. Ne-am gândit, oare ce-or face 10 zile? La plecare ne-au zis, n-am vrea să plecăm, pentru că în astea 10 zile nu știm cum a trecut timpul. Depinde și de starea de spirit cu care vii și la ce te aștepți. Am avut situații în care au venit la foc de tabără în pantofi cu toc sau fel de fel de alte. Dar majoritatea musafirilor noștri sunt conștienți de locul în care vin și chiar vin cu o stare de spirit care se potrivește cu locul nostru. Uite cum ai descrie tu, simplu, fără cuvinte alese, locul ăsta. Simplu e locul în care mă simt copil.
am copilării la țară, nu în zona asta, am copilării la țară la bunici. Dar tot în județul Buzău. Tot în județul Buzău și e locul în care mă simt copil. Cu jucării de adult. Adică s-au schimbat jucăriile, dar starea. Tractoare, mult de excavator, cu animale, cu responsabilități, cu construcții. De aici a venit povestea de a te rupe un pic de tot ce înseamnă modernism și tot ce înseamnă aglomerație urbană și gri și tumultul ăsta de cu zi așa, în a crea locul ăsta minunat. Vreau să știu cum te-ai gândit tu și soția la un moment dat să faceți magie prin a apărea acest loc. A fost pentru noi o surpriză unde s-a ajuns. Adică nu am avut niciodată un proiect, mă refer la momentul inițial, să ajungem aici. Nu. Au venit lucrurile de la sine cu disponibilitățile financiare existente, fără o anumită presiune, din aproape în aproape, și proiectul a crescut singur, nefiind un proiect care să fie de la început gândit. Când ați început? În 2010 am început cu prima construcție, casa de vacanță. Era casa voastră de vacanță. Adică voi locuiți în capitală și ați vrut un loc de deconectare. Ce-i drept undeva pe pământurile unde tu te-ai născut, adică în județul Buzău. Și da. De acolo a pornit totul. Da, de acolo, de aici a pornit totul. Am zis, dacă avem și vrem să stăm mai mult, să avem și o mică grădină de legume, să avem și două capre inițial, să avem și câteva găini și... Poate s-au dezvoltat și partea de animale. Și a fost ca un bulgăre care s-a tăvălit, da, s-a tăvălit, da, și iată, s-a mărit din, da, ce în ce mai tare. Casa inițială fiind o casă destul de mare, veneau mulți prieteni și am fost încurajați de aprecierile lor și treptat am luat. A, deci v-am încurajat, v-au zis, măi, oameni buni, voi aveți ceva frumos aici, trebuie să vadă și alții sau să se bucure și alții de ce ați făcut voi. Și uite așa, v-ați extins încet, încet. Aveți în plan, din ce văd eu, din ce în ce mai multe lucruri și mai multe posibilități pentru cei care ajung aici la ferma de sub Penteleu, de a cunoaște tradiție, de a lua parte la anumite activități interesante, pentru că îmi arătai tu un pic mai devreme că aveți niște ateliere care sunt în construcție și unde ce vor face turiștii. Da... Vis-a-vis de atelierele astea... Cum majoritatea celor care au ajuns la noi, mă refer prieteni, nu mai aveau legături cu ce înseamnă tradițiile, am încercat să le aducem mai aproape. Având un mare succes și ulterior printre musafiri, am hotărât că e cazul să le facem mult mai organizat și chiar mult mai serios decât acum. Adică dacă săptămâna trecută străbunica lui Ionuț, care este copilul fermei, a venit și a arătat musafirilor cum să toarce lână, tot ce ține de partea asta de plecarea lânii, ne-am hotărât că e nevoie și de un război de țesut, să fie toate cele. Va fi războiul de țesut, roata olarului pe care o folosim și facem obiecte, o să aibă și și cuptor, o să fie de sine stătător și ce pentru mine e mai spectaculos, o să fie fierăria, care o avem ca și utilaje, utilaje impropriu spus, e o fierărie în care n-a mai tras nimeni de 25 de ani, fără curent electric, da, totul manual. Și aceea sper că într-o lună de zile să fie funcțională. Da, astea sunt proiectele vis-a-vis de ateliere, dar pe de altă parte suntem obligați să avem cam tot ce ține de scule, de utilaje, de unelte, fiind într-o zonă izolată, e greu. Vă gospodăriți singur, trebuie să aveți de toate aici pe bătătură. E greu, dacă nu ai. Nu poți să te urci pe de mașină și să te duci la primul magazin de la colț, pentru că ești un pic rupt de tot ce înseamnă civilizație. Și plus că majoritatea lucrurilor sunt mai departe de Nehoiu, la cel puțin 2 ore de mers cu mașina. Aici nu e semnal la telefonul mobil, nu există internet, date mobile. Cu toate astea, spuneai că au fost turiști care au venit și au avut chiar și 10 zile de cazare și nu s-au plictisit. Ce fac turiștii când vin la fermă, din zor și până seara? Păi,
Cum e viața la fermă? Viața la fermă, sunt două categorii, să zic, sunt musafirii care sunt cu niște cu copii destul de mici și nu pot fi încadrați într-un ritm efectiv al fermei. Dar și cu copiii mai mari, dacă mulți începe la 7, ne trezim cu ei la sala de mulți. E de văzut, da, da, de fotografiat. Da, și încearcă, merg și ei cu caprele. Chiar săptămâna trecută mi-au zis băieții că au văzut o capră neagră cu pui chiar aici în spate. E vorba de activitățile la grădină, e vorba de drumețiile pe care le organizează Ionuț. Cunosc plantele, cunosc fructele de pădure, merge cu ciupercile în funcție de sezon. Au mers și după coarne de cerb în căutare. Pe lângă activitatea fermei care presupune lăptăria, procesarea de carne, fructele, toate cele, partea de exterior, de explorarea exteriorului, plus confecționări de fel de fel de jucării sau mici ateliere, mai ales când vremea nu permite jocul afară. Avem plajă la râu. Chiar nu e timp să te plictisești. Esa spune că viața la fermă e simplă, dar nu prea este simplă, pentru că trebuie să alergi de dimineață și până noapte, adică cineva care locuiește la țară și care are atâtea în grijă, de la animale până la tot ce înunțai tu, nu cred că are timp nici să respire. Dar cred că tocmai agitația asta în sensul bun și aerul ăsta tare, cred că astea îți dau sănătate de fier, nu? Sau te țin într-o formă bună? Te țin într-o formă, mai sunt niște responsabilități, adică sunt totuși 100 de capete de capre și oi lângă vaci. Ai o responsabilitate față de animalele astea și nu poți astăzi nu mă trezesc să le mulc sau nu lasă că nu le facem curat, nu. Deci viața și are un făgaș al ei în care dacă ai intrat e greu să mai dai înapoi. Plus partea de primire de musafiri care e plăcută, dar necesită o preocupare permanentă. Voi stați în București în timpul săptămânii. Nu știu unde stau. Tu nu-ți mai dai seama, deja când te trezești, dacă te trezești noaptea și deschizi ochii, nu-ți mai dai seama exact încotro ești. Nu s-a întâmplat. Coordonatele sunt oricum foarte amestecate pentru tine. Oricum, soția și copiii cred că știu mai bine, au un program mult mai... pentru că e cel al copiilor care trebuie respectat. Cum e trecerea asta? Tu cum îi simți pe cei mici de la capitală către fermă? Contează foarte mult dacă printre musafiri sunt copii de vârstă similară ca să socializeze, iar copiii își dezvoltă capacitatea asta de a cunoaște, de a descoperi de o independență și un curaj în a explora în natură, nu într-un parc, nu ceea ce e pentru unii părinți poate părea riscant, dar cel puțin copiii mei sunt fericiți aici. Bineînțeles, și teatrele din București și viața și activitățile și locurile specifice copiilor în București nu sunt de neglijat pentru mult timp. Adică... Toate au farmecul lor, însă locul ăsta are un farmec mai aparte, poate mai ales pentru cei care sunt născuți la oraș și poate n-au văzut niciodată sau n-au apucat să vadă vreodată decât la o grădină zoologică o căpriță sau o oaie sau cu siguranță pentru ei este mult mai de impact ce se întâmplă aici la fermă. Vreau să-mi spui de unde vin turiștii, cam din ce zonă trag N-am fermă. Făcut neapărat o statistică, dar 90% din musafirii noștri vin din București. Cum se face cel mai bine promovarea? Cum încercați să fiți vizibil, să apăreți, să audă lumea de voi și de ce oferiți voi, cred, destul de diferit pe piața din România? Ce se întâmplă? Noi când am deschis prima oară, aveam 4 camere. Am folosit o rețea de socializare, da? Și cea mai bună promovare este clar cea din vorbă în vorbă, din cunoștințe. Și pe măsură ce am extins capacitatea de cazare, acum fiind la o capacitate de 10 familii, și impactul în publicul nostru a crescut progresiv și atunci nu avem o problemă de vis-a-vis de
gradul de ocupare. Nu știu cum s-ar face promovarea. La noi a fost o situație fericită. N-a fost un hotel cu 100 de camere și gata, trebuie să funcționeze. Nu, a fost o dezvoltare din aproape în aproape și automat. Și avem familii care au venit a patra oară. De multe ori s-a întâmplat luna să primim mail-uri. Am venit ieri de la dumneavoastră și vrem să mai facem rezervare pentru luna viitoare sau ceva de genul ăsta. De multe ori. A, deci a fost așa ceva firesc. Da, da. E clar că ăsta e un fel de microb, bine spus, un pic exagerat. Încep să te conectezi așa de bine la tot ce ți oferă natura aici, încât nu te mai saturi și ai mai vrea și când te vezi din nou în aglomerația urbană, în praful ăla de pe străzi și în traficul infernal, că acum nu doar în capitală e trafic infernal, în stresul ăla zici, mai vreau la ferma de sub pendele, vreau să n-am semnal la telefon, vreau să am telefonul doar pentru poze și atât. Cred că e o alternativă, nu? La tot ce înseamnă lucrurile evident, astea, evident. Care e la îndemână. E foarte la îndemână. Eram la telefon cu soția la București, eu în Varlam. Și era foarte supărată că trebuia să ajungă, nu știu în ce, unde exact, și de un sfert de oră căuta loc de parcare. Și a zis, să vin aici la fermă, că să avem, găsești parcare. Da. Da, deci... E destul de ușor pentru, repet, depinde de așteptările pe care le ai. Nu suntem o locație de turism clasic, de pădure asfaltată și majoritatea musafirilor apreciază inclusiv lucrurile care pot, dintr-o perspectivă, să fie deficiențe vis-a-vis de faptul că sunt 3 km de drum pietruit, nu e asfalt până în față, că trebuie să treacă o punte, să ajungă până la noi, să treacă râul. Majoritatea apreciază lucrurile astea și poate că astea ne fac să rămânem încă izolați, să nu existe un turist de masă în zonă. Cred că asta e și prima provocare când ajunge aici, faptul că trebuie să treci pe podul ăsta de lemn care scârție așa pe sub picioare și vezi cum curge apa învolburată. Cred că de aici îți dai seama că te așteaptă multă adrenalină de partea cealaltă, pe malul celălalt. Acum e vară, iarna cum este? Cum se așterne iarna peste fermă? Iarna, în mod normal, dacă ar fi să mergem în ritmul fermei și al trăiului de la țară, trebuie să fie o perioadă de liniște, relaxare și odihnă. Dacă ai nutreți pentru animale, dacă ai pregătirile de iarnă bine făcute, în mod normal ar trebui să fie o perioadă liniștită. Având și partea de și activitatea de primire musafiri, în afară de faptul că nu e verde și uneori e zăpadă, bine. Nu o să înzăpezi zile fenomenal de mari, ritmul e cam ca vară. Bine, uitându-mă așa, cred că e un pic exagerat spus musafir, pentru că aici cred că e tot așa, un fel de voi și ai voștri, adică voi și prietenii voștri, poate nou cunoscuți acești prieteni, pentru că toată lumea se salută cu toată lumea vorbește cu toată lumea, zâmbește, pentru că n-ai cum să nu te îndești ca într-o curte de om, ce-i drept un pic mai ofertantă și mai bogată. Pentru o parte din musafir a fost un șoc că nu există chei la cameră, nu sunt cu ea. Niciodată nu, când aveam casă, n-am încuiat casa, nicio cameră nu se încuie. Dacă cineva vine cu valori deosebite, cu toate că e puțin ciudat să vii în vârful muntelui așa cu cine știe ce valori, avem niște seifuri care pot fi date, dar în general nu există chei la cameră, ceea ce e, asta și urmăresc. E acasă. Să fii exact acasă, să fii sigur, să n-ai nicio grijă. Da? Grijile se lasă pe partea cealaltă de podeț. Iar provocarea o reprezintă capacitatea de cazare maxim de 15 familii. Dacă s-ar depăși 15 familii, am intrat într-un aspect mai de masă și atunci nu mai pot să păstreze aceeași atmosferă. Aici aveți de toate la fermă. Mi-ai arătat mai devreme și livezile. Mi vorbeai cu drag așa de tot ce ai. Am văzut toate animăluțele. Ceea ce înseamnă că tot ceea ce acest turist care vine la voi la fermă degustă ceva 100% produs aici, în fermă. În momentul de față... E greu asta. Ce să zic? Tot ce ține de lactate sunt obținute din laptele de la animalele noastre și procesat la noi în lăptărie.
ce ține de carne este obținut în gospodărie și procesat la noi în carmangerie. Nu avem pește, nu avem, nu facem ulei, nu facem zahăr, în general, ne facem pâinea noi, încercăm să facem cât mai multe lucruri aici la fermă. Ambiția mea ca în vreo 3 ani de zile să ajungem ca 90% din ce se pune pe masă să fie și crescut sau cultivat în fermă și procesat aici. Nu poți să ai 100%, dar undeva la 90% asta mi-aș dori să fie exclusiv de aici. Într-adevăr, maică-mea e inginer de chimie alimentară și mi-a zis așa, decât proaspăt în extra sezon, mai bine conservat, congelat, murat în extra sezon. E destul de greu să vii de la București, unde roșiile sunt din ianuarie până în ianuarie și o grămadă de cere, și să spui nu am roșii, nu am castraveți. Aici avem două variante, fie devenim categorici și spunem nu le avem, fie ne facem o seră și atunci avem cât de cât controlat cum avem. Bine, încă e clar că nu e o hotărâre concretă, însă chiar asta voiam să întreb pe final de interviu. Cum e cu bătaie lungă? Cum va arăta ferma asta de sunt Penteleu așa când vor mai trece ani de zile? Își va căpăta o patină, pentru că tot ce avem este pornit de la zero, inclusiv dacă casa din Maramureș este adusă din Maramureș, dar Autentică, dar a fi o construcție nouă ca și locare. Deci toate își vor căpăta o patină, vor fi înfrumusețate poate în timp, mai mult accesorizat, nu știu. Asta la o primă impresie. În rest, sper ca să reușim, să reușesc să duc tot proiectul spre o tradiție și să putem discuta de brânza de la Penteleu, o rețetă proprie, să putem discuta de lucruri de genul ăsta. Dar asta necesită multă muncă și timp. And the